Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ai văzut o lumină zilei pe 8 martie, ești o fire practică, încercând să-ți satisface ambițiile și să ai o mare înțelegere. Nu ești înclinată să te retragi din lumea fanteziei, așa cum fac și alți pești. Îți plac lucrurile bune, împrejurimile plăcute și te simți nesigură fără un sprijin financiar puternic. Combinația convingătoare dintre sensibilitatea artistului și practica stoicismului îți permite să transpui ideile creative în realitate. Responsabilitățile de afaceri și responsabilitatea pentru tine nu te sperie. Devotamentul la locul de muncă devine mai important dacă imaginația ta este captată de noi proiecte interesante. Ar trebui să-ți găsești cu siguranță drumul în viață. Chiar dacă este semnificativ diferită de un sistem social destul de standard, școală, instituție, locul de muncă, familia, copii, indiferentă de punctele de vedere stabilite, expresia gândurilor sau a aspectului tău, nu sunt conformiste, dar sunt adesea în conflict cu status quo dată pentru totdeauna, deși este obișnuită să-ți tradițiile, trebuie să te rupi de trecut pentru a deveni un individ cu adevărat respectabil, din cauza atitudinii critice față de tine însăți, și fiind complexă din punct de vedere emoțional, poți verifica fără întârziere corectitudinea măsurilor luate, chiar și în tinerețe, ai început să ți dai seama că viața ta este probabil să fie furtunoasă. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, flexibilitate, delicatețe, talent, simpatie, diligență, altruism, romantism, fiind născute sub auspiciile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului. Astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere iată cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de și emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine. De exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu și în același timp tin să ai încredere în karma și soarta, ne găsind un loc în sine în cadrul religiei, intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinată cu tendința de a te desprinde de realitate, de a te pierde într-o lume a fanteziei și a mirajelor, nu îți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, al credinței. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de raționalitate, precum și lipsa de critică. Fiind născută de Ziua Internațională a Femeii, ești mai degrabă vărsător? Nu pești, ești ambițioasă, poți deveni orcaholică pentru a atinge statutul social dorit și nivelul de bogăție, prețuiești foarte mult banii, nu te plimbi cu capul în nori ca și alți pești, apreciezi lucruri de lux și costisitoare, poți avea relații cu cineva numai din motive de bani ai partenerului, dar în același timp nu ești lipsită de estetică și gust artistic, ești în același timp practică și creativă. Ceea ce îți permite să-ți transpui cu ușurință ideile tale în realitate. Responsabilitatea, datoria, obligațiile nu-ți creează deloc presiuni. Îți poți iubi cu adevărat locul de muncă și munca ta. În soarta ta trebuie să existe un fel de rest. Ideile tale raro revocă simpatia față de ceilalți. Prin urmare, sentimentul de respingere din partea societății, este în mod constant în suspans poți avea o notă exagerată de seninătate sau, dacă îți place să o spun altfel, irresponsabilitate în caracter, împiedicându-te să-ți găsești noi prieteni și să câștigi încredere. În general, se poate spune că ești prea mercantilă în chestiuni de prietenie, din moment ce altruismul este o manifestare inutilă a sentimentalității. Poți fi un mare actor, după ce vei fi ales o lecție în favoarea ta, Ești capabilă să lucrezi fără a înclina. Alții vor crede că mediul intereselor tale este limitată la probleme profesionale înguste. În spatele scenei, vei lucra din greu pentru tine însăți, astfel încât într-o bună zi vei face ceva care în cele din urmă va face ca întreaga lume să vorbească despre tine, sau în orice caz, vei găsi o modalitate de a-ți exprima extravaganța ești caracterizată de cea mai mare atracție magnetică. Poți avea un efect aproape hipnotic asupra oamenilor, în mare parte datorită farmecului, intuiției și abilităților tale mentale. În tinerețe, adesea ți dai seama de emoțiile tale, dar la vârsta adultă, știi să te controlezi singură. Deși rară ori îți folosești capacitatea de influență pe ceilalți, această abilitate te ajută totuși mult în viață. Dacă va fi să întâmpi în favoare, putere și frumusețe în drumul tău, ești capabilă să experimentezi supunerea sau chiar închinarea înaintea celor care posedă aceste calități. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este feminină, intelectuală, romantică, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea cum afectează data de 8 martie soarta ta, vei avea o viață strălucitoare și plină de evenimente, va trebui să lupți pentru fericirea ta, adesea în conflict cu opiniile stabilite. În această luptă, vor exista întotdeauna prieteni loiali care îți vor împărtăși bucuria și te vor salva de la capcanele vieții. Principalul lucru este să crezi într-un viitor mai bun care va veni cu siguranță dacă tu însă ți-o vrei și îți vei găsi propriul mod de viață. Dacă te vei îndepărta de loviturile soartei, fără acumula mânie pe întreaga lume, poți conta pe deplin pe faptul că se vor deschide noi orizonturi înaintea ta. Ești foarte sensibilă la tradiții și obiceiuri, ceea ce adesea împiedică progresul tău. Acesta este motivul pentru care trebuie să scapi definitiv de conexiunea cu trecutul, mai ales din greșelile pe care le-ai făcut odată, în timp ce trăiești în prezent și privești spre viitor cu încredere, ai relații foarte dificile cu cei din jurul tău, deoarece ești probabil singura dintre reprezentanții semnului pești care nu împotriva curentului. Desigur, absența concurenților în acest caz este un rezultat pozitiv, dar în majoritatea cazurilor acest mod de viață este violent, senin și, Uneori, irresponsabil, nu provoacă simpatie pentru cei aflați în apropiere. De aceea există foarte puțini prieteni adevărați, și poți fi singură, pentru că privești prietenia din punct de vedere mercantil, iar dezinteresul este considerat o manifestare inutilă a sentimentalității. Una dintre trăsăturile tale caracteristice este atitudinea ta critică față de tine însăți și față de acțiunile tale. Tot ce faci, verifici de mii de ori, ești capabilă să lucrezi pe tine însăți pentru o perioadă lungă și cu persistență, pentru câțiva ani poți lucra la ocupația alasă, fără a-ți aduce aminte de existența ta, o astfel de persistență se dovedește aproape întotdeauna justificată, vine un moment când, ieșind din adăpostul tău, faci o impresie uimitoare asupra celor din jurul tău cu minunata ta transfigurare. Ai o intuiție excelentă și abilități mentale excepționale. În mare parte datorită acestor calități, precum și prin farmecul tău, poți subjuga cu ușurință atenția altora aproape hipnotizându-i. Poate că această caracteristică contribuie la faptul că poți fi un actor cu adevărat de succes. În ciuda abilității tale de influența puternic pe ceilalți, tu însă -ți te poți supune influenței altcuiva? dar numai dacă întâlnește o persoană puternică, plăcută și, cel mai important, susținută în călătoria vieții, și pentru ca fericirea să fie completă ar trebui să-și mențină întotdeauna echilibrul interior, să încerce să nu provoace necazuri altora și să zâmbească mai des, nu ar trebui să ia viața prea în serios, dragoste și compatibilitate, deși poți părea serioasă în public, în adâncul tău ești un romantic autentic. În strânsă alianță cu persoana potrivită, vei arăta ca o iubită pasionată, grijulie și credincioasă. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul, de exemplu. În aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu nu trăiești ca toți ceilalți, arătând complexitatea și inconsecvența naturii tale, găsind modul tău individual de viață spre deosebire de majoritate. De obicei, respecti tradițiile, dar stelele te îndrumă să nu acorzi prea mult atenție tradițiilor și fundațiilor, astfel încât să nu stagnezi și să oprești dezvoltarea și perfecționarea ta. Tu nu ești adesea asigură că faci ceea ce trebuie, din acest motiv, poți manifesta indecizie, verificând de, de multe ori constatările tale și nu te deplasezi de la plan la acțiune. Adesea, Multe evenimente turbulente îți însoțesc viața și poți rămâne singură până la sfârșitul vieții. În ceea ce privește ideile și proiectele tale, societatea rară ori le primește cu bucurie, prin urmare, trebuie să rămâi în mod constant într-o stare de alertă, deoarece critica nemiloasă te poate afecta și va trebui să te aperi. Nu exclud faptul că poți fi foarte irresponsabilă și frivolă. Această proprietate a caracterului te împiedică uneori să faci noi prietenii și să inspiri încredere în rândul oamenilor din jurul tău. De asemenea, destul de des ai un astfel de concept de prietenie exclusiv din punct de vedere pragmatic și cinic, tu pentru mine, eu pentru tine, adică nu ești deloc dezinteresat în prietenie, ci de oameni utili. Poți fi un adevărat actor și jucător. Îți place șocul și extravaganța? care nu se pot manifesta pe mai mulți ani, și apoi realizezi brusc unele ciudățenii, șocante, acționează. Până atunci, vei lucra liniștită la munca ta, fără a te sprijini și a da impresia unei femei obișnuite, se poate să fi făcut ceva special de mai mulți ani, fără să-ți faci publicitate, pentru a aștepta punctul tău înalt și a te arăta în fața tuturor cu realizările tale, sănătate și boli. În ceea ce privește sănătatea, trebuie să fii mai atentă și să ai grijă de tine însăți din cauza riscurilor crescute de traumatisme. Acestea sunt în special un pericol în timpul călătoriilor, precum și în sport. Nicio precauție nu va fi superfluă pentru tine, dar tu nu ești înclinată să asculți sfaturile din afară, având adesea diverse probleme, atât pentru tine cât și pentru alții ar trebui să-ți restrânge natura în ceea ce privește încurajarea plăcerii și bucuriei, precum și menținerea unei anumite alimentații. Modelele rele trebuie eliminate complet. Din nefericire, poți deveni sclava dependenței, așa că ar trebui acordată o atenție deosebită acestui fapt. În general, prin natura ta, ești destul de rezistentă și puternică. Dar pentru a păstra sistemul nervos, Trebuie să ai grijă de odihnă, să nu fii nervoasă, să nu-ți pierzi prea ușor cumpătul și să nu răspunzi la provocările așa numitor vampiri energetici. Trebuie evitate toate tipurile de droguri, inclusiv alcoolul. Ești capabilă să treci prin încercări mari și fără ajutor lor. Destinul și norocul. Ai venit pe această lume pentru a-ți îndeplini datoriile karmice. În viața ta există suișuri și coborâșuri. Mașinațiunile dușmanilor, dar și sprijinul prietenilor. Dacă tu însăți, în mod deliberat, nu alegi calea singurătății, poți rezista și nu-ți pierzi credința în tine însăți și puterea ta, tu poți depăși necazurile și poți și din cercul evenimentelor adverse cu demnitate. Trebuie să înțelegi că cel mai întunecat moment al zilei este înainte de zori, dacă nu-ți pierzi speranța și nu uiți cum să visezi poți deveni fericită, vei avea puterea și oportunitatea de a face acest lucru. Sfaturi pentru tine. Atragi din mod carismatic alte persoane pentru tine însă îți. Mintea, intuiția, cunoștințele, imaginația, puterea, toate împreună îți conferă o natură foarte fermecătoare. În tinerețe, poți să fii comis acte stupide sub influența unor sentimente puternice, dar mai târziu, îți subordonez complet mintea și sentimentele. Ești nobil în felul tău și încerci să nu abuzezi de influența ta hipnotică asupra altora. Ai grijă să nu i rănești pe alții, dar nu te transforma într-o victimă. Autocompătimirea este o travă curată pentru tine. Evită să fii excesiv de serioasă și învață să te relaxezi. Integrează-te din punct de vedere social. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însă-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult ți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele de ruiri, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să aprecieze darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.